Jurnalele RTT. Știri la fix. Un patrimoniu de carte veche de două ori mai mare decât al Academiei Române riscă să se degradeze la Brașov. 6.000 de cărți vechi și 30.000 de documente sunt adăpostite în fosta locuință a cărturarului Ioan Barac, dascăl la școala românească din cartierul Șchiei. Deși preotul Vasile Oltean a încercat de-a lungul timpului să le conserve cât mai bine, ploile care au pătruns prin acoperiș pun în pericol cel mai mare tezaur de cultură din țară. Deși Ministerul Culturii a dat 200.000 de lei pentru restaurarea clădirii, banii s-au dus toți pe acte și pe plata specialiștilor, fiind vorba despre o clădire de patrimoniu. Directorul Muzeului Prima Școală Românească face acum apel la brașoveni să doneze cât pot pentru a reuși să restaureze pe rând camerele. Prima Biblie a rușilor, 1581, și pe ea era trecut 1700 și 1581. Cele mai vechi documente păstrate în fosta casa a poetului iluminist al Ardealului Ioan Barac, care îi poartă și astăzi numele, datează din secolul al XI-lea. Dacă Academia Română are în jur de 3.000 de cărți vechi, preotul Vasile Oltean spune cu mândrie că deține 6.000 de astfel de documente de valoare. Sunt 800 de asemenea catastife netraduse de nimeni. Sunt în slavonă, în greacă, latină sau chirilică. În ciuda eforturilor de a le păstra cu sfințenie, cele 15 camere ale clădirii au cedat vremii și capriciilor naturii. Casa n-a fost reparată niciodată, țiglele sunt sparte și tavanele au cedat. Și din această cauză suntem nevoiți ca în perioada ploilor să mutăm documentele dintr-o parte în alta să nu fie afectate de ploaie. Deci avem responsabilitatea aceasta a păstării documentului, ca atare constatați că este o temperatură constantă, avem toate condițiile de patrimoniu sub aspectul acesta, dar ne luptăm cu natura. Preotul Vasile Oltean a făcut demersuri pentru a restaura și repara acest spațiu și a primit suma de 200.000 de lei de la Ministerul Culturii și Cultelor chiar la sfârșitul lunii decembrie 2015. Din păcate, banii au ajuns doar pentru întocmirea actelor și pentru plata celor 10 specialiști angajați să se ocupe de formele și actele oficiale. Pentru că este vorba despre o clădire de patrimoniu, a fost nevoie și de un expert în arhitectură și de unul în clădiri monumente istorice. Numai devizul ar fi costat 120.000 de lei, spune preotul Oltean. Acum este nevoit să apeleze la ajutor. Este o situație penibilă pentru mine, pentru că niciodată n-am fost în această situație, deși ne-am confruntat adeseori, că de multe ori ni s-a tăiat gazul sau lumina, că n-am avut ce să le plătim, dat fiind faptul că muzeul trăiește exclusiv din taxa de intrare a vizitatorilor. Deși suma de care ar mai fi nevoie este uriașă, 718.000 de euro, directorul Muzeului Prima Școală Românească spune că orice contribuție este binevenită pentru a începe pe rând reabilitarea camerelor. Cei care vor să contribuie pot face donații în contul deschis pe numele Fundației Prima Școală Românească sau la sediul muzeului din Șchiei. Consilierii locali au votat bugetul municipiului Brașov pentru 2016. Suma pe care o au la dispoziție autoritățile locale este de aproape 600 de milioane de lei, similară celei de anul trecut. Priorități rămân și anul acesta investițiile în infrastructura școlară, reparațiile de străzi, dar și cofinanțările la proiectele europene. Municipiul are planificat un buget de cheltuieli de 676 de milioane de lei, sumă în care este inclus și excedentul de aproape 88 de milioane înregistrat anul trecut. Cele mai mari sume sunt alocate și anul acesta capitolului învățământ. Autoritățile au prevăzut bani, printre altele, pentru reparații capitale și reabilitări termice în școli, licee și grădinițe și au în calcul și construirea unor noi spații de învățământ. Construirea de școli noi, construirea de creșe sau grădinițe, să ne uităm doar în zona Tractor, unde se dezvoltă acel cartier, acea zonă foarte mult și ne-am propus ca acolo să dezvoltăm și o infrastructură școlară și pentru învățământul preșcolar, mă refer la creșe și grădinițe. De asemenea, vorbind de Meșotă, care este o investiție foarte mare în continuare, liceul de alimentație publică de la Uzina 2, unde vom începe lucrările în acest an, și de asemenea alte unități de învățământ care vor suferi foarte multe modificări din punct de vedere al reparațiilor și al investițiilor. Autoritățile au prins în buget sumele necesare pentru finalizarea lucrărilor la centrul de afaceri din Bartolomeu, dar și la parcarea din Poiana Mică. Au fost alocate de asemenea fonduri și pentru realizarea studiilor și proiectelor necesare obținerii de finanțări europene nerambursabile pentru perioada de programare 2014-2020. Am asigurat fonduri pentru cofinanțarea unor proiecte care sunt în continuare cu finanțare accesată sau alte cofinanțări cu finanțare de la bugetul local sau de la nivel ministerial pe care le avem în derulare în momentul de față. Și de asemenea ne-am propus o serie de proiecte, să elaborăm proiecte pentru a fi pregătite în ceea ce înseamnă exercițiul bugetar 2014-2020 pe programul operațional regional.
În proiectul de buget nu au fost incluse deocamdată investițiile privind achiziționarea de autobuze noi pentru Rad Brașov și nici fondurile necesare cofinanțării în proiectul aeroportului. În ambele situații, autoritățile locale vor contracta împrumuturi bancare. Curtea de apel Brașov le-a prelungit cu 30 de zile mandatul de arest la domiciliu prințului Paul al României, omului de afaceri Remus Struică și avocatului Robert Roșu. Cei trei fuseseră reprezentați magistraților curții și ieri, când au fost audiați aproximativ 4 ore în dosarul în care sunt cercetați pentru tentativa de însușire ilegală a unei părți din pământurile Casei Regale a României. Remus Struică este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de influență, spălare de bani, complicitate la abuz în serviciu și dare de mită. Procurorii spuneau că împreună cu niște apropiați de dumneavoastră l-ați fi ajutat pe prințul Paul să obține ilegal o parte din averea Casei Regale. Este adevărat? Dați-mi voie să nu fac nicio declarație. Întrebările nu sunt chiar... Prințul Paul este acuzat de cumpărare de influență, spălare de bani și complicitate la abuz în serviciu. Deși părea afectat de decizia de prelungire a arestului la domiciliu, pretinde că a avut în acest fel timp să stea mai mult cu fiul lui. Ce pot să vă spuneți? Dumneavoastră știu adevărul. Cum a fost perioada asta de arest la domiciliu pentru dumneavoastră? Macar am un copil frumos și atunci pot să fi mai mult cu micul prinț Carol Ferdinand și este foarte încântat de asta. În dosar mai sunt acuzați Dan Andronic, fostul director al ziarului Evenimentul Zilei, avocatul Robert Roșu, Marius Marcovi și Claudiu Mateescu. Dintre aceștia, doar Roșu mai este în arest la domiciliu, restul inculpaților fiind cercetați sub control judiciar. Bani mai mulți pentru întreținerea și amenajarea drumurilor județene. Pentru anul acesta, administrația județeană a estimat cheltuieli de aproape două ori mai mari pentru circa 400 de kilometri de drumuri din județ. 15 milioane de lei vor fi folosiți pentru plombarea, pietruirea sau asfaltarea anumitor porțiuni de drumuri. Sume importante vor fi alocate și pentru achiziționarea elementelor pentru siguranță și estetică rutieră. Potrivit programului de lucrări de reparații și întreținere a drumurilor județene pe 2016, din 15.600.000 de lei, cât reprezintă valoarea totală a lucrărilor, aproape un sfert vor merge pentru plombări pe mai multe drumuri din județ. Sunt alocate fonduri și pentru tratamente și covoare bituminoase, dar și pentru reparații a 3 poduri din județ. Administrația județeană va folosi și fondurile aprobate prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Banii pentru reparații sunt de 2 ori mai mulți decât cei cheltuiți anul trecut. Mult mai mulți bani, mai puțin la pietruiri, dar în toate drumurile, plombe, reparații, burdușiri, inclusiv covoare asfaltice, aproape peste tot am încercat să dublăm sumele, iar pe investiții POR și PNDL, la fel, sunt sume foarte mari, o să ajungem undeva la 60 de milioane de euro pe fonduri europene și eu sper că până la sfârșitul anului aproape 60-70 de milioane de lei din bugetul propriu al Consiliului Județean să fie folosiți pe drumurile județene. Pentru că pe mai multe drumuri județene s-a constatat lipsa elementelor de siguranță, conducerea forului județean vrea să aloce de două ori mai mulți bani pentru tot ceea ce înseamnă marcaje și indicatoare. La fel și pe siguranța circulației, unde am dublat suma de la 1.200.000 la 3 milioane de lei, pentru ca cetățenii să poată să circule în siguranță. Aici venim cu marcaje rutiere, reparații, cosire la acostament. Sunt mai multe operații care trebuie făcute. Avem aproape 400-500 de kilometri pe drumul județean, vom declasa aproape 200 de kilometri în drumuri comunale pentru că se pot accesa mai ușor și bani și costă mai puțin la finanțare. Pe programul operațional regional, Consiliul Județean a semnat deja contractele pentru studiile de fezabilitate pentru 3 drumuri județene. Este vorba de modernizarea DJ-104A, a drumului DJ-105A și a DJ-131 de la Măieruș. Echipa de trainer Teachers Up și-a propus să schimbe modul de a comunica al profesorilor. Printr-un program pilot, 40 de dascăli din județul Brașov au fost ajutați de psihologi cu ajutorul unor cursuri de dezvoltare personală și comunicare să înțeleagă toți elevii, indiferent de personalitatea acestora. Și, cel mai important, să le păstreze vie sclipirea de curiozitate din priviri. Copiii se nasc savanți și în primii ani de viață încearcă să găsească răspunsuri la toate deceurile lor. Cu fiecare curiozitate se vede sclipirea din ochișorii lor.
Această sclipire pălește însă în anii de școală, acolo unde unii profesori nu-i mai înțeleg. Cei care au creat programul Teacher's Up cred că fiecare copil trebuie înțeles și tratat diferit în funcție de personalitatea lui. Vreme de 9 luni s-a desfășurat la Brașov un proiect pilot în mai multe școli din județ. 40 de dascăli au învățat și ei cum să-și înțeleagă elevii. Prin modulul Process Communication, dascălii au învățat să înțeleagă, să motiveze și să comunice mai eficient cu cei din jur. Sunt 6 tipologii. Una funcționează pe bază de opinii, cealaltă pe bază de gânduri și de logică, a treia funcționează pe bază de sentimente și de emoții, a patra pe bază de acțiune, de șarm, a cincea pe, la polul opus, în acțiune, retragere, și a șasea pe distracție. Și atunci este foarte simplu să-mi dau seama cu cine stau de vorbă în momentul în care identific aceste nevoi. Pentru că felul în care înțelege lumea este și felul în care se expune înapoi. Psihologii au reușit să schimbe mentalitatea potrivit căreia profesorul trebuie să țină clasa în frâu și să fie autoritar. Prin intermediul cursurilor de dezvoltare profesională și comunicare, cadrele didactice au înțeles că fiecare elev are o personalitate aparte. Nu toți copiii sunt la fel, au personalități diferite și noi vrem să-i ajutăm pe profesori să se adapteze personalității copilului. Totuși, începem prin a ajuta profesorul să se cunoască el pe el. Cel mai important e partea asta de conectare a profesorului cu elevul și cu fiecare elev în parte, pentru că sunt diferiți. Rezultatele la clasă s-au văzut imediat. Copiii mai veseli, mai motivați, care învață mai bine și care vin cu plăcere la școală, chiar și în zone defavorizate, așa cum este cazul școlii numărul 5 din Gârcini, Săcele. Am putut să descoper fiecare copil în parte și să-mi adaptez metodele de lucru pentru fiecare, astfel încât să îi pot ajuta să se dezvolte. M-a ajutat să înțeleg dinamica personalității elevilor mai dificili și să rezonez mai bine cu ei, să mă înțeleg mai bine cu ei și să creez o atmosferă de studiu mai bună în sala de clasă. Profesorii reușesc să se conecteze mult mai bine la nevoile copiilor, găsind canalul de comunicare eficient. Profesorii au învățat cum să-și înțeleagă toți elevii, fie ei catalogați mai retrași sau cei prea plini de energie. Profesorii, după ce au făcut cursul, au înțeles exact ce trebuie să facă. Trebuie să fie distractivi, încep orele cu o glumă, îi roagă pe cei care n-au stare să șteargă tabla, să ducă gunoiul, să facă tot felul de activități ca să stea cu minți. Pentru că și-a dovedit eficiența, echipa de psihologi și trainer va extinde programul la nivel național. De aceste cursuri vor beneficia în acest fel profesori din alte 4 orașe din România chiar în acest an. Începe luna Mozart la Brașov. La 260 de ani de la nașterea celebrului compozitor, Opera Brașov a încântat publicul cu 14 evenimente de excepție. Opere, concerte simfonice, spectacole de balet, recitaluri de poezie, premieră de teatru și operă, spectacole pentru copii. Totul în cea de-a doua ediție a Festivalului Mozart, deschis miercuri de Camerata Kronstadt de la ora 19 la Sala Patria, cu un concert 100% Mozart. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Cristiano Roșanu. Invitat va fi violonistul Gabriel Croitoru, care va cânta pe o celebră vioară construită în 1731 de Giuseppe Antonio Guarnieri, instrument care i-a aparținut lui George Enescu. Mă bucur foarte mult, așa cum spuneam și înainte, de această colaborare cu un prieten, un coleg și un artist deosebit, Gabriel Croitoru, și vioara lui Enescu. Am specificat și pe afiș faptul că Gabriel cântă pe o vioară Guarnieri din 1731, o vioară care se supranumește Catedrala, cu o sonoritate deosebită. De altfel există și o poză a lui Enescu, dacă știți, cu ochii închiși așa, în care se vede foarte bine un detaliu de pe vioară pe care Gabriel mi l-a arătat pe vioară lui. Sâmbătă 6 februarie de la ora 18:30 în sala operei este programat spectacolul cu opera Flautul fermecat. Pe 13 februarie la Sala Patria va avea loc un extraordinar concert simfonic sub bagheta maestrului Ilarion Ionescu Galați. Concertul care îl fac eu pe data de 13 februarie la Sala Patria. Este vorba despre 3 opusuri diferite de Mozart. Primul este Sinfonia I, pe care a scris-o Mozart la vârsta de 7 ani jumătate, un lucru absolutamente genial. După aceea este concertul numărul 3
pentru vioară și orchestră care îl cântă Florin Ionescu Galați, este o coincidență de nume, întâmplătoare Fimiu, care este scris cam pe la jumătatea vieții lui Mozart și Sinfonia 40. 20 și 21 februarie sunt datele programate pentru premiera Amadeus de Peter Schaffer, o piesă la care își dau concursul actori ai Teatrului Național din București, dar și soliști ai Operei Brașov, acompaniați de Quartetul Gaudeamus al Filarmonicii. Formula pe care a ales-o Marcel Țop este originală, în sensul că tot ceea ce, dacă ne amintim filmul, în film, exemplificările muzicale erau interpretate în teatrele celebre și se încerca o reimaginare a perioadei de operă din timpul lui Mozart, ca stil de cânt, decoruri, costume. Marcel Țop a realizat această îmbinare pe viu, live, între teatru și operă. Festivalul se va încheia pe 27 februarie cu Nunta lui Figaro, un spectacol care se joacă la Opera Brașov din 1997, de această dată cu decoruri și costume noi. Programul complet al festivalului se găsește pe pagina de internet a Operei Brașov, opera-brașov.ro, iar biletele s-au pus în vânzare la sediul de pe strada Bisericii Române, numărul 51. Educație pentru toți prin intermediul Asociației Milioane de Prieteni. Peste 70 de elevi ai școlii generale numărul 12 au avut ocazia de a învăța cum să se comporte cu animalele de la cei mai buni experți ai Asociației Milioane de Prieteni. Piticii au fost instruiți, după care au făcut o vizită la grădina zoologică pentru a pune în practică cele învățate. Lăsăm animalele să se odihnească pentru că ele s-ar putea să aibă un stil de viață diferit de al nostru. Sunt animale nocturne, animale diurne, ca atare nu le deranjăm. Nu batem în gratii, pentru că zgomotul produs de metalul în care lovim le enervează. Reprezentanții Asociației Milioane de Prieteni țin cursuri săptămânale la clasele a 5-a și a 6-a ale școlii numărul 12. Cei mici pot învăța despre protecția și bunăstarea animalelor, iar baza de lucru este un manual special, conceput chiar de conducerea asociației, primul de acest gen din țară. Dacă în primul semestru copiii au învățat ce înseamnă responsabilitatea față de natură și modalitățile de a proteja mediul înconjurător, în semestrul al doilea vor învăța despre metode de dresare a animalelor, responsabilitatea creșterii unui animal, viața la fermă și hrana bio. Primul pas în acest proiect a fost vizita la zoo. Că ei trebuie să vadă și diferite specii de animale despre care noi le vorbim, să vadă de ce mediu au nevoie ca să se dezvolte normal, să trăiască normal. I-am rugat să și noteze câteva lucruri despre această grădină zoologică, pentru că în prima săptămână de după vacanță, în prima săptămână din semestrul 2, vom ține o oră în care îi vom ruga să ne spună ce le-a plăcut, ce nu le-a plăcut, ce cred ei că ar trebui schimbat, poate au văzut ceva ce nouă ne scapă. Copiii s-au arătat destul de interesați și au pus tot felul de întrebări. Le-am oferit posibilitatea de a întreba inclusiv pe îngrijitori. Au pus multe întrebări. Sper că am reușit măcar o parte din curiozitățile acestora să le satisfacem. Îi așteptăm și cu alte evenimente și, din punctul meu de vedere, a fost un eveniment reușit. Ne bucurăm de acest parteneriat al Asociației Milioane de Prieteni și Inspectoratului Școlar. Ne bucurăm de vizita copiilor la grădina zoologică și este foarte bine că avem acest obiectiv de divertisment educațional în municipiul Brașov. Aceste acțiuni ar trebui să se repete, dacă e posibil, săptămânal, astfel încât toți copiii din învățământul școlar brașovean să beneficieze de acest obiectiv pe care, din fericire, noi brașovenii îl avem. Elevii au fost foarte încântați de vizita la zoo. Au făcut poze și și-au luat notițe pentru că au primit temă să scrie despre condițiile în care sunt ținute animalele. Cel mai important este că au învățat cum trebuie să se comporte în preajma animalelor. Nu trebuie să le facem să fie violente. Trebuie să nu fim speriați în preajma lor. Să nu le trezim dacă dorm, să stăm cumit pe lângă ele.
să nu ne agităm. Să nu fim agitați, să fim cuminți, să nu le dăm mâncare la animale, să ne comportăm ca atare. Să nu le deranjez, să fac liniște când sunt pe lângă ele, să nu le prănesc la grădina zoologică. De ce e important să te comporți așa frumos cu ele? Păi eu când mă comport frumos cu ele, mă gândesc că mă pun în locul lor. Vizita a fost doar una din cele pe care reprezentanții Asociației Milioane de Prieteni vor să le facă în cadrul proiectului Educație pentru Toți. În următoarea perioadă, elevii vor face vizite la o fermă de curcan din Codlea, dar și la rezervația de urși de la Zărnești. Olimpia a pierdut primul meci pe teren propriu în această ediție de campionat, în chiar ultima etapă a sezonului regulat. Brașovencele au întâlnit campioana CSM Târgoviște și spectatorii au avut parte de un început de meci extrem de echilibrat. De altfel, la finalul primului sfert, scorul era 18-18, însă Janei Șarp a reușit un coș de 3 puncte în ultima secundă cu care gazdele au intrat în avantaj. Campioana a început mai bine sfertul secund și a trecut la conducere, însă la jumătatea meciului scorul era la fel de strâns, 38-40. Olimpicele au arătat în sfertul al treilea de ce sunt pe locul secund și au pus la respect campioana, în special prin coșurile reușite de Pesovic, Șarp și Barte. A fost prima partidă în care pivotul Brittany Logan a evoluat ceva mai mult și, chiar dacă încă nu este integrată în echipă, americanca a dovedit calități care s-ar putea dovedi decisive în Cupa României și în play-off. La finalul sfertului al treilea, scorul era 56-52 pentru Olimpia, iar brașovencele s-au distanțat și mai mult în debutul ultimului sfert, când scorul a ajuns 63-55. Gazdele au avut chiar atacul și s-ar fi putut distanța la 10 puncte, însă a urmat un final de meci în care Olimpiei nu i-a mai ieșit nimic, iar CSM Târgoviște a întors rezultatul și s-a impus cu 71-66. Cum și-a dorit Târgoviște să câștige, ne-am dorit și noi astăzi să încheiem sezonul regulat cu o victorie. N-a fost să fie așa. Din păcate, rotația jucătorilor de afară pentru noi astăzi a fost inexistentă, pentru că am jucat cu Peșovici, cu Jay și cu Ana 40 de minute. N-am avut rotație, Gabi, n-am vrut să o forțez. Cred că ar fi putut juca, dar n-am vrut să o forțez în niciun fel. Punctele Olimpiei au fost marcate de Pesovici 18, Șarp 15, Barte 12, Mitici 8, Logan 6, Ana Ferrario 4, Ardelean 3. De la oaspete s-a remarcat Wempler cu 21 de puncte. În play-off, brașovencele vor juca împotriva celor de la Phoenix Galați, echipă pe care o vor întâlni și sâmbătă în semifinalele Cupei României. FC Brașov a câștigat la pas amicalul cu echipa de Liga 3 a Național Sebiș, pregătită de fostul stelist Rică Neaga. Brașovenii s-au impus cu 6-1 prin golurile marcate de Matei în minutele 40 și 45, Istrofor în minutul 47, Rusu în minutul 57, Horia Popa în minutul 75 și Pan în minutul 86. Oaspeții au marcat prin Cherecheș în minutul 34. La scorul de 6-1, Rusu a ratat un penalti obținut de Horia Popa. Antrenorul Mihai Stăre nu a putut conta pe serviciile lui Lovan, Poverlov și Ene, toți accidentați. Următorul meci de pregătire al stegarilor este programat vineri de la ora 10:30, tot pe terenul sintetic de la ICIM, cu Unirea Jucu, o echipă de Liga 3. FC Brașov mai are nevoie de cel puțin un fundaș central, un junior și poate chiar de un portar.